Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Crește-mă frumos! Dragilor, discutăm și astăzi despre alimentație. Copiii au dreptul la o alimentație adecvată și la accesul către produse nutritive și inofensive, ambele influențând direct realizarea dreptului la un nivel de sănătate cât mai înalt. Deficiențele nutriționale au consecințe de lungă durată, afectând complex dezvoltarea, maturizarea și imunocompetența, constituind origine multor patologii. În platou alături de mine este din nou Andreea Perșu, tehnician nutriționist și consilier în dezvoltare personală. Așa cum vă spuneam și în ediția anterioară, ea este pasionată de nutriție și alimentație sănătoasă de peste 18 ani. În prezent, Andreea lucrează la niște cursuri de alimentație sănătoasă ce pot fi prezentate în școli și la un program de slăbit marca Armonie în Sănătate. Andreea este și mămică a doi copii și astăzi cred că ne va vorbi despre alimentația copilului din perspectiva unei mai mici. Bine ai revenit, Andreea, în studio la Polonia TV. Mă bucur că ai acceptat din nou invitația mea. Bine te-am regăsit. Mă bucur să fiu aici, mi-a plăcut prima dată și am revenit. Așa este, e mult de discutat, așa cum spuneam către finalul ediției anterioare, despre tot ceea ce înseamnă alimentația unui copil. Hai să începem așa, exact cum am propus. Perspectiva mămicii Andreea, specialist nutriționist, dar acasă ea are grijă de doi copilași, unul de 4 ani și unul de 9 luni. Exact. Cum te împaci cu asta? Cât se poate de bine. Uneori mai bine, uneori mai puțin bine. Adică ca toate mămicile, ca fiecare dintre noi. Adică la nimeni nu e ca pe rețelele de socializare perfect. Adică nici eu nu reușesc tot timpul să fac toate mesele, să le gătesc pe toate în casă sau să le prepar pe toate din timp. Da, exact asta vreau să te întreb. Își pune amprenta specialistului Andreea în nutriție în funcția aceasta, de, da, în rolul de mămică? Neapărat, pentru că nu pot altfel, adică mă gândesc în primul rând ce ofer copilului, ce ofer familiei mele, unde vreau să ajungă copiii mei din punctul ăsta de vedere. Pentru că, cum ziceam și data trecută, educația nutrițională se face în familie și atunci e foarte important ce văd, ce mănâncă, cum mănâncă și e cu provocări și la mine, ca la toate mămicile de altfel. Și atunci organizarea este baza. Organizarea este baza în alimentația din casă și chiar și în slăbit, dacă e cazul să vorbim și despre asta. Poți constata la fetița ta de 4 ani o deprindere spre a mânca sănătos sau e prea devreme? Nu pot să-i spun o deprindere de a mânca sănătos, pentru că 98% din cazuri mănâncă la noi în casă. Și atunci mănâncă ce-i dau eu, bineînțeles. Dar dacă merge în medii externe, dacă merge la o petrecere, preferă să mănânce lucruri care se oferă la petrecerea respectivă. Știți cum e moda la petrecerile de copii? Din păcate, pentru noi și pentru societatea noastră, moda la petrecerile pentru copii, ce meniu? Dacă eu aș vrea să-mi organizez la un loc de joacă, ce meniu puteți să-mi recomandați? Pizza sau cartofi prăjiți și crispy strips? Și atunci e un pic dificil. Poate sunt părinți care nu fac petreceri de genul acesta, pentru că acolo se oferă mâncare de tipul acesta. Nu pot să observ neapărat o predilecție, dar este obișnuită cu anumite tipuri de mâncăruri, este obișnuită să mănânce și alte grupe de alimente, poate mai puțin folosite, să spunem, sau să dea Dumnezeu să fie cât mai mult folosite, adică să mănânce năuți, să mănânce linte, asta e o proteină sănătoasă, vegetală, să mănânce ouă gătite sănătos. Ce înseamnă să gătim ouăle sănătos? Eu ce știu pentru mine, că pentru fica mea nu poate mânca ouă poșate, spre exemplu. În regulă. Preferă o omletă pe care încerc să o gătesc cât de sănătos se poate. Sau oul fiert. Da. Îi place oul fiert? Îi place, dar mai puțin gălbenușul. Corect. Este problema fiecare clasică. Fiecare cu preferința lui. Da. Sunt persoane care preferă gălbenușul și refuză albușul.
Ouăle nu trebuie neapărat să fie poșate. O omletă poți să o faci. Acum există tigăi antiaderente, dar mare grijă la aceste tigăi să nu cumva să le zgârie. Dacă le-am zgâriat, deja iese aluminiu la suprafață și atunci acesta poate fi nociv. Bun, există tigăi antiaderente, batem ou, punem un capac, se creează abur și am făcut omleta, e pufoasă, umflată, minunată, poți să-i pui și legume în ea, am un copil mai mare. Deci omleta minunată, fără pic de ulei. Doar schimbăm tigaia. Da, da, puteți face și într-o tigaie de fontă, să spunem. Aceea ar fi una sănătoasă, dar e posibil să se prindă, dar nu e nicio problemă. Cu o paletă întoarcem invers și ce rămâne pe tigaie, rămâne pe tigaie și restul dăm copilului, adică nu e nicio problemă. Are fix același gust ca cea prăjită. Depinde cum îl obișnuim pe copil. Oul poșat nu trebuie să fie poșat. Mai există în aceeași tigaie antiaderentă sau de altfel poate să fie în orice fel de cratiță. Punem două degete de apă, fierbem apa, dăm drumul la ou. Punem capacul, lăsăm câteva minute până el s-a făcut ca un ochi, fix ca un ochi arată. Îl scoatem cu paleta și îl scurgem și deasupra îi punem ulei de măsline, foarte puțin pentru un copil mic, desigur, cu pipeta putem pune, nu turnăm cu sticla, ulei de măsline, extra virgin, și atunci el profită de nutrienții oului, de nutrienții uleiului de măsline, care nu este preparat termic, este foarte, foarte bun. Și atunci avem ca un ochi. Copiii mei nu-și dau seama dacă, bine, nici nu au văzut ouă prăjite, dar ca și gust nu-ți dai seama, pentru că în apa aia fierbinte nu trebuie să faci neapărat ca și ouă poșat, să-și facă forma aceea și e o tehnică și se pune și oțet și ce, nu trebuie să fie așa, arată fix ca un ochi, doar că e făcut pe apă, cu capac. Capacul este, creează acolo un fel de abur și se face perfect. Îl scurgi, pui ulei de măsline deasupra și zici că e prăjit. Uite, foarte bune recomandările tale. Sunt sigură că dintre telespectatorii noștri sunt și unii care spun wow, ok, așa am să fac și poate vor încerca cu ai lor copii. Doamne ajută! Discutam de asemenea în ediția precedentă și nu am reușit să finalizăm această discuție. Evident, așa cum spuneam la început, este mult de discutat pe tema această alimentație, despre tipurile de snack pe care le putem oferi copiilor și hai să vedem ce ne mai poți spune tu despre cele trei mese principale ale copilului. Ce să le mai dăm să mănânce copiilor noștri? Da. Important este să avem o combinație sănătoasă. Asta ne ajută să avem o digestie bună. Preferabil pentru toți oamenii și pentru copiii noștri, dar, desigur, putem face și excepții, dar să le tratăm ca și excepție. Seara, pentru a avea o digestie ușoară și pentru a dormi și a ne odihni bine, ar fi bine să mâncăm de post sau vegan. Ce înseamnă asta? Nu includem proteina animală care are un timp de digestie mai mare. Și este foarte, foarte facil pentru organismul nostru să digere și atunci să dormim bine. Putem introduce asta sau nu la copii? Sau dacă nu, măcar evităm carnea seara. Putem să punem puțină brânzică sau uneori chiar și ouă, dar nu oferim carne și atunci digestia va fi mult mai bună. Sau ce să evităm, să spunem? Să evităm combinațiile acestea greu digerabile. Orez cu carne, cartofi cu carne, chiar dacă ele sunt preparate corect, ambele. Putem să oferim legume cu carne. Putem să oferim cartofi cu carne. Cartofi cu legume. Combinațiile ne ajută foarte mult. Ne ajută foarte mult în a ne menține sănătatea și totul pornește de la digestia corectă și cât mai ușoară a organismului, pentru că organismul nostru secretă diferite substanțe pentru fiecare grupă de alimente și de asta e important să nu le mâncăm pe toate împreună. Da? Ce facem, pentru că tu îmi spui că seara trebuie să alegem alimente pentru copilul nostru care să le facă o digestie cât mai lejeră, cât mai bună. Bun, ce spui despre copilul de 3-4 ani care se trezește la mijlocul nopții și își dorește să mănânce? Pentru că efectiv îi este foame. Da. Sau cel puțin asta spune. Da. Da. Ce se întâmplă acolo? Da, pot fi mai multe cauze. Prima este, depinde la ce oră a luat masa și la ce oră s-a culcat. Dacă a luat masa la 6 și s-a culcat la 10-11, e chiar posibil să-i fie foame.
Și atunci ce-i dăm acelui copil să mănânce la mijlocul nopții? Acum depinde ce avem în casă și ce a mai rămas de la cină. Nu există o variantă ideală, pentru că acum n-ar fi bine să-i dăm neapărat un fruct. Dar te gândești nici să nu-i dai o bucată de carne ca să îl țină treaz și să-l pună la digestie, să-i pună corpul la digestie. Ai putea să-i dai, nu știu, un orez, dacă ai în casă făcut deja, poate rămas de la cină. Sau poate ți-a rămas, nu știu, un cartof copt sau... te orientezi cu ce ai, dar o singură grupă de alimente. Adică nu-i dai o masă completă la 11 noaptea sau 12 noaptea când s-a trezit. Nu începi și îi pui din nou masa. În primul rând, nu este sănătos ca și idee. El să înțeleagă că oricând el poate să ia masa. Și dacă s-a trezit la 12 noaptea, mai mănâncă o dată felul de mâncare. Poate nu s-a hrănit corespunzător la 6, când i-am dat noi masa sau când o fi fost cina. Poate era agitat și mai mult s-a jucat decât să mănânce. Sau poate nu era foame pentru că a mâncat gustarea târziu. Sau poate a mâncat la grădiniță două porții. Pot fi multe cauze. Sau mai pot fi cauze emoționale pentru care copilul se trezește noaptea. Diverse. Și atunci, dacă el este obișnuit sau simte că asta l-ar calma, pe noi ne calmează mâncatul. De asta există mâncatul emoțional, pentru că calmează sistemul limbic. Mănânci ceva și atunci tu ești relaxat, dar pentru momentul respectiv. Doar pentru momentul respectiv. E o falsă impresie. Și de asta, pe baza fondului mâncatului emoțional, putem ajunge chiar la obezitate sau la supraponderabilitate. Cum descoperim că, de fapt, este o cauză emoțională a copilului care mănâncă în exces sau care mănâncă din pe timpul nopții? Din aproape în aproape. Și pornim aici de la un parenting apropiat de copil. Conectarea cu copilul nostru, să vedem cum i-a fost ziua. Ce s-a întâmplat? A țipat, nu știu, cineva la el? Nu s-a simțit conectat cu tatăl, cu mama? De exemplu, cu mama, să spunem, dacă mama stă acasă și copilul e la grădiniță, la program lung. Poate s-a speriat de ceva. Pot fi foarte multe cauze emoționale și atunci, în aproape, trebuie să ținem legătura cu copilul nostru ca să vedem ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat. Și poate să nu-i fie foame. De exemplu, copilul poate să spună, mă doare burtica. Da, ok. Și atunci ne gândim, ce a mâncat? Sau dacă a mâncat, sau cum a mâncat. Putea să-i fie rău de la ce a mâncat? Restul familiei se simte rău de la alimentul X? Nu. Ok, excludem cauza asta, mergem mai departe. Poate copilul meu este sensibil la, nu știu, alimentul pe care l-a mâncat. Sau poate efectiv vrea să se conecteze cu părintele lui. Sau poate are nevoi fiziologice, adică poate să-l doară burtica, să meargă la toaletă. Așa. Și el nu face diferența între mă doare burta pentru că, pentru mai multe cauze. Adică noi trebuie să mergem din aproape în aproape. Dar cel mai important este să fim conectați cu copilul nostru, să identificăm și niciodată nu putem fi siguri că da, e cauza asta, dar dacă data viitoare nu se mai întâmplă și am acționat asupra cauzei emoționale, înseamnă că am identificat-o și apoi putem continua. De altfel, mâncatul și tot ce facem are o componentă emoțională. Da, și cum mâncăm are o componentă emoțională și foarte, foarte important. Dacă ne punem la masă agitați, stresați, nervoși, vom mânca mai mult. Sau dacă ne uităm la un gadget sau la televizor. Și asta e important în igiena mesei, să nu existe niciun device deschis la masă. Avem 20-30 de minute fiecare cât alocă pentru masă, să mâncăm în familie, stăm de vorbă, fără telefoane, fără nimic. Dacă te duci așa cu ani în urmă în copilăria ta și fac și eu acest exercițiu de imaginație, ne aducem aminte totuși că în perioada în care eram noi copii, lucrurile se întâmplau exact așa cum spui tu. Da. Mi-aduc aminte perfect de momentul în care luam masa cu toții, ba mai mult, îmi aduc aminte cu drag de momentele în care mama pregătea masa, tata știu că întârzia uneori și atunci ne chema la masă și noi spuneam așa, toate trei fiind trei fete, spuneam că nu, le așteptăm pe tata să mâncăm cu toții împreună. Ce frumos Uite era! Uite ce amintire frumoasă! Da, la tine cum a fost? Da, la mine la fel a fost și eu mi-amintesc cel mai mult mesele la bunici. Locuiam în case separate, dar în aceeași curte și bunica răsturna așa o mămăligă mare, mare, galbenă, pe un fund foarte mare. Mi se părea așa aproape ca un desert. Și una din bunici chiar o tăia.
Deci o tăia așa, în cubulețe, mi se părea spectaculos și toată lumea era prezentă la masă. Indiferent ce și unde ai făcut, ce ai făcut pe ziua respectivă și atunci, vorbeam ce am făcut toată ziua respectivă și era un sentiment foarte frumos pe care aș vrea să-l aibă și copiii mei, să-și amintească că mâncam toți împreună. Și e sănătos și din punct de vedere emoțional. Ce facem atunci când unul dintre cei doi părinți nu respectă întocmai această idee, să zicem, a mamei, da? Da. Care își dorește să implementeze copilului ideea de a lua toți masa împreună, da, de a sta la masă, de a discuta despre ce s-a făcut în restul, da, zilei, dacă e vorba despre, da, cină. Ne adaptăm. Facem ce avem mai bun cu resursele pe care le avem. De exemplu, putem stabili cu soțul, care nu este, să spunem, nu poate sau nu își dorește să adopte un astfel de stil. Ok, 2 zile pe săptămână fii prezent, te rog, la masă. Și hai să facem așa. Restul zilelor facem altfel. Iar mama, să spunem, dacă ea este cea care își dorește să aibă un astfel de stil, în toată cealaltă perioadă, la toate celelalte mese, face ce are de făcut copiii, adică mănâncă cu copiii și implementează stilul sănătos. Iar dacă să spunem că tatăl, există cazuri și cazuri, adică totul este particular fiecarei familii. Tatăl nu poate să consume, de exemplu, năut, linte, quinoa, nu poate să consume. Ok, nu e nicio problemă. Noi o gătim, consumăm noi, mai punem pe masă, adică copilul poate să vadă. Nu o să mănânce. Un an de zile nu o să mănânce quinoa, dar eu o pun în fiecare săptămână, să spunem. Iar eu consum din ea și el o să vadă că eu consum. La un moment dat, copilul o să ceară și o să vrea să guste. Îi va plăcea, nu-i va plăcea, nu-i nicio problemă. El va rămâne cu faptul că a încercat. Și peste ani, pot să treacă ani în care va putea avea preferință pentru quinoa. Și nu renunțăm la nimic. Cât de importante sunt aceste alimente, exact de care ne spuneai tu, fasole, linte, năut, pentru organismul unui copil? Adică dacă avem un copil care chiar nu, căruia nu-i place aceste tipuri de alimente, ce facem? Cu ce le înlocuim? Căutăm o altă variantă. Nu forțăm copiii și mai ales mai există o regulă pe care aș vrea să o zic. Nu le spune să termine tot din farfurie. E foarte grav ce se întâmplă în familiile noastre. Nu știu tu dacă ai trăit prin vizite când erai copil sau eu am trăit, mănâncă tot sau așa e bine, așa e politicos. Dacă tu pui un copil să mănânce tot din farfurie, el nu își va mai putea regla organismul să se oprească când e sătul pe viitor, ceea ce este foarte grav. Pentru că cât îi va pune mama sau soția sau cine o fi pune în farfurie, el mănâncă. Dar nu e stabilit de organismul lui și de nevoile lui din momentul respectiv. Și atunci este foarte grav. La mine în familie nu a existat ideea aceasta. Sunt în unele situații cu alte persoane care, într-adevăr, acum ca și adult, spune chestia asta. Nu că trebuie să termin tot din farfurie. Și atunci eu zic, păi, sinceră să fiu, eu nu mai pot, pentru că aici simt saturație. La momentul acesta, îmi pare rău, asta e. Da. Și nu întotdeauna sunt înțeleasă. Dar care e de fapt idei, nu știu, ceea ce stă în spatele acestei afirmații, ea și mănâncă tot? La ce se gândește acel părinte? E, nu știu, stresul acesta poate al unui părinte care crede că copilul nu ia în greutate suficient sau că nu-și ia toate mineralele, nutrienții, vitaminele, etc. E și ideea aceea, lasă că știu eu mai bine, că eu sunt mai mare. Știu mai bine, am mai multă experiență. Uneori poate fi valabil, dar cum știe un copil, un bebeluș, să mănânce atât cât este necesar? Înseamnă că are acest simț. Noi îl perturbăm, spunându-i, da, mănâncă și bucățica asta. Da, mănâncă și hai mai ia o bucățică, hai termină din farfurie. Mie mi se pare foarte grav să facem asta cu copiii noștri. Și nu mi se pare un gest nepoliticos. Să nu termin ceva din farfurie. Atât am putut, îți mulțumesc, am mâncat, m-am bucurat de... Și mi se pare oarecum, nu știu dacă e mult spus, egoist din partea persoanei care pune să vrei să mănânci tot.
nu e vorba despre asta. E vorba să respectăm limitele fiecăruia, chiar dacă este copil, el știe cât să mănânce. Da, unde sunt cazuri, nu știu, de boli, de... Fiecare tratează în mod diferit copilului, dar dacă este un copil normal, sănătos și care mănâncă mesele făcute în familie, de ce ar trebui să-i spun eu să mănânce tot din farfurie? Pentru că eu știu eu cât să-i pun, păi îi pun două polonice, dar poate el vrea un polonic. Da, da, așa este. Și apropo de asta, uite, mi-a mai venit în minte un exemplu al unei familii care își tratau așa copilașul, bebelușul, că avea câteva luni, știi? Și sunt niște standarde, trebuie să-i dai copilului la 4 luni nu știu câți mililitri de lapte. Ei, dacă copilul nu bea... Da, tot recipientul acela era formulă, da, evident. Era un panică. Era o pacoste. Și efectiv am văzut situația în care copilul era efectiv forțat cumva să bea lăpticul. Evident, nu am intervenit pentru că fiecare familie își aducă copilul așa cum știe mai bine. Dar ce se întâmplă? De ce să trăim așa după standarde? Copilul trebuie să aibă X înălțime, Y kilograme. Acestea sunt niște medii făcute. Și foarte bine că există, dar e important să ne uităm și în familia copilului. Aici vroiam să ajung. Adică un copil, mulți copii acum nu se mai încadrează în medii, în mediile stabilite, nu știu, acum câțiva ani, zeci de ani, să spunem. Și atunci trebuie personalizat absolut totul. Ce i-a recomandat probabil pediatru să ia atâția mililitri, e în regulă, dar este pentru o medie. Da, nu e neapărat pentru copilul respectiv. Da. Și atunci copilul poate să aibă o aversiune pentru mâncare în viitor. Pentru că toate emoțiile se transmit atât de la părinți, mai ales de la mamă care este stresată, să spunem, copilul poate să nu ia în greutate, poate să moară, poate să aibă cine știe ce boli dacă nu mănâncă. Da? Stresul acesta poate ajunge la copil. Și de cele mai multe ori este preluat. Și atunci copilul se manifestă în concordanță cu sentimentele acestea de panică ale mamei. Se zice, mă rog, într-un mod ideal, că cu cât e mai relaxată mama, cu atât și copilul e mai armonios și mănâncă de toate. Așa este, dar e dificil să fim și noi ca mame foarte relaxate, pentru că avem multe lucruri de gestionat și... Așa, societatea modernă ne pune să facem de toate, vrem să fim și mame bune, să le dăm și o educație bună, sănătoasă, să facă copii nu știu câte opționale, să fie adulți frumoși în societate și să aibă o alimentație sănătoasă, pentru că vor să fie sănătoși și o bază mentală sănătoasă, o bază emoțională sănătoasă și toate astea la mame ajung. Da, așa este. E ideal să fim părinți liniștiți și să avem copii fericiți, dar se poate ajunge acolo cu efort, cu un pic de sacrificiu, cu un pic de reeducare. Da. Se poate ajunge acolo. Îți doresc să ai succes. Mulțumesc. Și îți mulțumesc încă o dată cu recunoștință pentru participarea în emisiune. Evident că te aștept și într-o altă ediție. Cu mult drag. Mulțumesc. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și vouă pentru că ați participat astăzi alături de noi din fața micilor ecrane. Vă aștept și data viitoare. Pe curând!